dimineață cu nervi în capitală, mai multe rute de trolebuze nu au ajuns la destinație, lumea fiind nevoită să ajungă pe jos la serviciu sau să aștepte ore în șir în stații. Contactat de RTR Moldova, șeful regiei transport electric Gheorghe Morcoci a declarat că Red Union Fenosa nu a reluat livrarea de curent electric după ce noaptea trecută a efectuat niște lucrări. Ne-au promis că vor da curent la 5 dimineața, dar au apărut și la ei niște probleme și suntem nevoiți acum să redirecționăm mai multe rute de troleibuze și înspre Mungești și înspre gara fieroviară și înspre Docuceaiev. Ne chinuim așa, dar cerem locuitorilor capitalei scuze pentru aceste incomodități, a spus Morgoci. Reprezentanții Red Union Fenosa nu au răspuns la telefon pentru comentarii. Liderul PSRM, care participă la Tbilisi, la Congresul Mondial al Familiei, a rostit un discurs în care a vorbit despre pericolul pentru valorile familiale. Igor Dodon a evidențiat că în prezent familia tradițională este supusă unor atacuri masive, principalul scop al cărora este denaturarea și lichidarea înțelegerii tradiționale a familiei și căsătoriei ca o relație legată între bărbat și femeie, încheiată în scopul creierii unei gospodării comune a nașterii și a educației copiilor. Dodon a mai menționat că PSRM se pronunță pentru anularea legii cu privire la asigurarea egalității adoptată de Parlamentul de la Chișinău în mai 2012. Președintele Federației de Basket din Moldova a fost reținut de CNA pentru 72 de ore împreună cu alți doi complici, cei trei fiind cercetați pentru escrocherie. Potrivit comunicatului Centrului Național Anticorupție, cei trei bănuiți l-ar fi deposedată de 210.000 de euro pe un cetățean slovac, care în 2015, deținând funcția de administrator al unei companii de pe teritoriul Republicii Slovace, ar fi transferat pe conturile Federației de Basket din Moldova și ar fi transmis bănuiților diferite sume de bani, în numerar, în calitate de avans, pentru începerea lucrărilor de proiectare a unui complex sportiv. În total, suma cu care a fost prejudiciată compania slovacă este de 210.000 de euro. Este cert faptul că ne apropiem din ce în ce mai mult. Prutul devine așadar, printr-o metaforă, din ce în ce mai îngust și că la un moment dat îl vom seca dintr-o absorbire, probabil metaforic sau altminteri, mi se pare indiscutabil. În acest sens a opinat într-un interviu pentru Radio Chișinău ambasadorul României în țara noastră, Marius Lazurcă. Acesta mai adăugat că relațiile dintre cele două state s-au îmbunătățit după venirea în 2009 la guvernarea partidelor pro-europene, iar despre actualul executiv a spus că acesta a reușit să stabilizeze situația politică din țară și să facă unii pași în domeniul reformelor. Lazurcă a mai precizat că nu crede că Republica Moldova ar putea să-și schimbe vectorul politicii externe. Menționăm că Marius Lazurcă urmează a fi succedat la Chișinău de diplomatul Daniel Ioniță. 20 de absolvenți ai școlii profesionale numărul 5 din Bălți vor beneficia de locuri de muncă în România și Italia. Cu o propunere în acest sens au venit membrii delegației din cele două state, care au vizitat instituția de învățământ din capitala de nord a țării de ziua ușelor deschise. Potrivit directorului adjunct al școlii profesionale, Grigori Gaitur, în fiecare an la examenele de absolvire asistă și reprezentanții diferitor firme, care aleg cei mai buni tineri și le acordă loc de muncă. La școala profesională numărul 5 din Bălți anual aplică circa 240 de tineri, care studiază specialități de lăcătuș, sudor, electrician, strungar, operator, asamblare, calculatoare. O casă din Ceader Lunga, care aparține fostului bașcan al Găgăuziei, Mihail Formuzal, a fost mistuită de flăcări. Potrivit gagauzi.info.md, în casă nu locuia nimeni de mai mult timp. Poliția din regiune stabilește cauzele care au dus la izbucnirea incendiului. Șeful serviciului de pompieri din Ceader Lunga, Serghei Novacle, a precizat că la stingerea focului au participat 3 mașini de pompieri, mai scrie gagauzi.info.md. Precizăm că Mihail Formuzal, care a fost bașcan din 2006 până în 2015, s-a mutat cu traiul în Germania. Site-ul american de informații The Intercept a anunțat că a pus la dispoziția canalelor media toate documentele legate de fostul agent secret american Edward Snowden. Această decizie ar putea duce la noi dezvăluiri după cele transferate în 2013 de Snowden, ex-consultant al Agenției Naționale de Informații, fugit din Statele Unite cu mai multe documente care descriau amploarea programelor de supraveghere ale agenției. Acuzat de guvernul american de spionaj, Snowden, după ce și-a făcut dezvăluirile, s-a stabilit la Moscova. Pentru
pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Euro s-a depreciat cu 6 bani și costă 22,41 lei. Dolarul american are mai puțin cu un ban și costă 19,80 lei. Leul românesc a rămas la valoare de 4,99 lei. Hrivna ucraineană și-a păstrat prețul intact de 77 de bani și rubla rusească și-a păstrat cotația de 30 de bani.